Bună seara și bine v regăsit. Este o nouă seară de sâmbătă, o nouă ediție al Cultura și ca de obicei la această oră pentru voi toți cei care ne ascultați. Sunt Dan Pârvu, de această dată am plăcerea de a avea alături de mine în cadrul acestui, acestui dialog pe Claudius Firski Laudat. Dragă Claudiu, bine ai venit! Bine te-am găsit, Dan! Claudiu sfirschi Laudat, directorul Fundației Culturale Grecești din București și traducător de literatură neogreacă semnatar al volumului a apărut la editura Peter Pan, despre care o să și vorbim astăzi, volumul intitulat Osme, antologie de texte pentru nasul oricui. Cred că odată trecută în reviste aceste lucruri, putem să intrăm în discuție și să bănuiesc să începem chiar cu începutul, cum s-a născut acest proiect. Al tău. Uh, eram oricum pasionat de multă vreme de, de mirosuri și de, de parfumuri, dar pasiunea era mai degrabă culturală. Eram interesat să văd cum își face locul mirosul și parfumul în viața noastră, în viața noastră și în sensoriumul uh, uman. Și prin 2020, la începutul lui 2020, m-am gândit să fac un blog ca toată lumea. Uh, despre, despre miros și mirosuri. Uh, încercând eu să abordez uh, acest simț din mai multe perspective. Uh, o abordare culturală, m-am gândit eu, uh, și să-l să abordez din, uh, din perspectiva, nu știu, uh, filozofică, sociologică, antropologică, atât cât mă duce și mintea și condeu. Uh, am avut norocul să. S am niște, uh, -am un ajutor uh, din partea uh, Nonei Rapotan, de pildă, Monică națu care au scris uh, și ele pentru, pentru blog, uh, și am început și un, uh, o serie de interviuri cu uh, diverse pers personalități din diverse domenii, uh, încercând tot așa să abordăm, să prindem mirosul uh, care este, din natura lui, greu de prins, să-l prindem, să-l surprindem și să vedem ce poveste culturală ne, ne aduce. Totul a pornit, de fapt, din, din această... Din, a fost o deformare, e deformare profesională, să zic, am terminat filozofie și eram cumva intrigat de locul mirosului în, într-un discurs cultural, pentru că el nu există. Este un simț care pe care ne bizuim zi de zi, dar nu îl integrăm unei, unui discurs cultural. Uh, și de aici a venit toată, toată povestea asta. Și în această încercare ta ai reușit, nu știu, să mapezi, să cartezi, nu știu cum să spunem mai exact, un fel de geografie a acestei negativități cu ghilimele, bineînțeles. De ce această absență? De deci ce nu ne interesează atât, atât, de mult lucrul cu care trăim clipă de clipă? Păi, în primul rând, luăm ca pe ceva dat și dacă mergem pe linie culturală și istorică, totul pornește de la niște filozofi cu nasul pe sus care au zis nu, mirosul nu este un simț intelectual, și atunci nu, este, nu poate fi cuprins într-un sistem filozofic. Totul pornește de la Platon, el e vinovatul, ca să zic așa, nu îi face un loc nici în, printre simțurile privilegiate, care în antichitate oricum erau văzul și auzul, și de atunci au continuat să ne influențeze cultural. Și astăzi suntem, de fapt, într-o într cultură, vizuală și auditivă, predominant uh, vizual și auditivă. Uh, continuă pe, pe linia asta cu Aristotel și până, până în zilele noastre. Uh, totul îi se datorează unor minusuri care totodată pot să fie transformate și într -o, uh, în, în niște calități, uh, de pildă... Uh, Chantal Jacquet, care a scris o filozofie a mirosului, prezintă toate aceste aspecte negative ale mirosului, încercând să le transforme în niște calități care pot, care pot duce la nașterea unei noi filozofii. De pildă, este lipsa unui vocabular. Asta este una, una, un, unul dintre capetele de acuzație. Este greu să vorbim despre mirosuri. Nu avem un vocabular. Suficient dezvoltat să ne referim la mirosuri. Uh, cum avem pentru celelalte gusturi, chiar și uh, pentru celelalte simțuri. Chiar și gustul este privilegiat, există o știință, o știință, o artă, gastronomia, de pildă, unde există o paletă foarte, foarte largă de, uh, de, de gusturi, dar și de vocabular asociat acestora. Deși gusturile sunt patru sau cinci, uh, dacă. Includem și umamii. 1. Uh, unu, uh, lipsa unui vocabular, uh, uh, insesi insesizabilitatea uh, mirosului, uh, incapacitatea de a-l surprinde uh, și, uh, și efemeritatea lui. Uh, apoi... Uh, Mirosul își pierde, el a, a fost prezent, în, dacă nu în cultură, cel puțin în, în, în viața și în preocupările oamenilor, mai ales în medicină. Era un simț foarte important în diagnosticarea, diagnosticarea bolilor. De pildă în nevul mediu, simțul, simțul mirosului este unul foarte important și este recuperat, de pildă, în discursul teologic, foarte, foarte pronunțat. Există un, o adevărată strategie metaforică de, de a sesiza insesizabilul prin intermediul mirosului. Zeii, de pildă, și în Antichitate sau Divinitatea se exprimă printr-un miros, este mirosul mirosul cuvântului lui Dumnezeu, de pildă, sau sau mirosul sfințeniei. Gradul de sfințenie este, este măsurat cumva și de mirosul pe care le mană Sfântul în momentul morții sau după la câțiva ani după moartea lui și așa mai departe, adică Există pe o linie teologică, își continuă cumva mirosul, importanța pe care o avea de altfel în viața de zi cu zi și în medicină. Însă totul i-a, ia sfârșit, ca să spun așa, în secolul al XIX-lea, la sfârșitul secolului al XIX-lea, când se descoperă că, de fapt, nu prin miros se răspândeau bolile. Pentru că asta era o credință din Evul Mediu, de pildă, continuând cumva teoriile antice, că Mirosul, bolile se transmit pe calea aerului. Ori, boli, aer, miros, e o legătură foarte strânsă, și atunci mirosurile erau foarte importante. Însă, odată cu pastor care descoperă că există, de fapt, un, o bacterie pentru un, vinovată de răspândirea ciumei, atunci cumva mirosul dispare din, din peisajul și medical, științific, dar și cel din, 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 cel, din, din viața de, cu zi, de, de zi cu zi. Foarte interesant, să zicem, trecerea aceasta în revistă. Mă gândeam, apropo de ceea ce spuneai la începutul acestei mici expuneri pe care ai făcut-o, că cel nas pe sus al filozofilor ar putea să vină dintr-o... Dintr-un dat biologic, cumva noi ne-am ridicat nasul sus la propriu prin poziția verticală, așa că lucrurile, lucrurile par să fie un fel de dat. Iar pe de altă parte, cred că undeva în subconștient lucrează foarte puternic. Apropo tot de această poziție, pandantul celălalt, adică al animalității care se bazează în bună măsură pe acest simț, într-o proporție extraordinar de importantă și probabil că pentru noi a ajuns să se reducă la un fel de senzor, un fel de pf, mijloc de semnalizare care îți dă niște date din teren și am păstrat probabil bazala acest simț mai ales pentru Orientare în teren bănuiesc că Dar acum... este ciudat pentru că toate simțurile De fapt sunt simțuri de avertizare Însă simțul mirosului Trece pe, în, plan, în plan secundar Oricum e... întotdeauna a existat o ierarhie O ierarhie a simțurilor uh, În filozofie de pildă Dar nu numai uh, Întotdeauna a existat acest clasament Și mirosul a fost întotdeauna N-a putut să depășească pragul de mijloc Aristotel de pildă îl punea totuși la mijloc erau, sub miros erau gustul și, uh, și simțul tactil. Uh, gustul și simțul, uh, simțul tactil. Uh, întotdeauna a existat a existat oscilația asta, dar nu a depășit niciodată pragul de pragul ăsta mirosul. Uh, și unul uh, ai zis ai amintit uh, acest cap de acuzație este un simț animalic, asta, asta a fost cumva părerea dominantă, în, pentru că nu, e un spirit, nu este un simț spiritual. Deși, dacă, cum ziceam, urmărești discursul teologic până în, în evoluția târziu, este un eminamente, un simț spiritual. Da, este un, un semn al prezenței divinului, indiferent de forma sau timpul în care se manifestă acest divin. Și mireazma plăcută și așa mai departe, fiecare și o descrie în funcție de afinitățile pe exact. care le are vis-a-vis -vis de uh, mirosurile respective, și este de fapt un. Mirosul este foarte identitar. Despre, despre asta este vorba și amprentează și locul, și trebuie să ai multe altele puse lângă el ca să ai o imagine cumva mai clară. El. Uh, mai clară din punct de vedere, să spunem, intelectual, aș putea să zic așa. Și având în vedere că noi ne luăm informația în proporție, nu mai știu, 80-90%, nu mai știu care era raportul exact prin ochi. Iar ceea ce facem, ce dezvoltăm în general și ne place foarte mult este abstract. E probabil să ne ducă mirosul într-o zonă în care interesul să fie unul mai scăzut vis-a-vis -vis de el, pentru că el are o oarecare concretețe în momentul are în care semnalizează ceva. De fapt, o are anumită directețe, pentru că este, este, conectat direct la bulbul olfactiv, este conectat direct la hipotalamus, de pildă, și este un simț care nu trece prin filtrul rațiunii, pe, pe, pe scurt. Și probabil că rațiunea se simte uh, lezată. <laughs> și există, tocmai de asta, nu există niciun vocabular specific, uh, pentru că noi simțim și reacționăm, mirosim și reacționăm. De fapt, lucrăm între, sau corpul uman lucrează între, în ceea ce privește mirosul, lucrează între doi poli mari. Și asta o spune chiar și Platon. Între plăcere și neplăcere. Agrabil, dezagrabil. Dacă depistăm că este dezagrabil, corpul reacționează și ia măsuri de, de protecție. Dacă este, îl simțim dezagreabil, dar nu este un pericol, atunci intervine obișnuința. Te obișnuiești cu orice miros neplăcut, știi că nu este nociv și, și nu iei măsuri de, de, de precauție sau de, de nu știu, de, de apărare. Dacă este plăcut, atunci, iarăși, te obișnuiești, te obișnuiești cu el. El astăzi, ca și întotdeauna de altfel, este un semnal de, un semnal de avertizare. Dar faptul că el nu trece prin filtrul rațiunii, nu trece prin filtrul, printr-un filtru intelectual și printr-unul al cuvintelor, asta îl scoate din sfera, sfera gândurilor și de asta este foarte asociat cu memoria, cu amintirile, cu emoțiile și mai puțin cu un discurs logic sau un, cu nu știu, o narațiune. Și asta a fost pariul cu antologia. Am încercat să recuperez această narațiune în jurul mirosului, tocmai pentru că este atât de greu de surprins, nu există un vocabular specific, am fost interesat să văd cum se, cum se coagulează el într-un discurs literar, filozofic, antropologic, psihologic și așa mai departe. Da, este o antologie foarte interesantă, aș putea spune din toate punctele de vedere. Adică de multe ori este surprinzător ce se găsește acolo pentru lector. Sunt multe lucruri care pot să chiar să și șocheze la un moment dat. În orice caz, mi se pare o antologie binevenită și bănuiesc că Nișa aceasta nu este neapărat suprasaturată cu informație. Spun ce voi spune, nu, nu voi spune din, din mândrie, dar este prima antologie de tipul de, de tipul ăsta în limba română. chiar și printre celelalte antologii este oricum mai bogată. Am consultat toate antologiile de care știam eu existente. Uh, în franceză sunt, sunt mai multe, uh, în engleză știu doar de una singură. Antologia pe care am făcut-o uh, depășește cumva și, uh, și temele, și uh, adică include mult mai multe teme și mai multe perspective decât în antologiile pe care le-am consultat. Adică am încercat să ies din sfera literară și să, să reconstituie acest uh, discurs uh, cultural în, uh, în genere. Uh, de fapt, am fost provocat de când am, înce am început blogul, am început să și citesc foarte mult despre, despre subiectul ăsta, uh, și a fost foarte interesant pentru mine să descoper în câte direcții mă poate duce uh, un discurs care e de obicei superficial. Dacă încerci să ai o discuție cu, nu știu, un intelectual, uh, dacă treci în sfera asta a, mirosurilor, a parfumurilor, deja treci într-un registru superficial, secundar. Și a fost uimitor pentru mine să descoper în câte direcții te poate, te poate deschide. Am citit cărți de istorie, de antropologie, de psihologie, de filozofie și în toate când a fost vorba de mirosuri, au existat câteva texte fundamentale. Și asta a, fost, asta, asta a fost intenția mea primă. Să includ aceste texte fundamentale din cărțile, pentru că, de la un punct încolo, asta a fost o altă descoperire. Există niște stereotipii. Există aceleași texte care sunt invocate în orice discuție despre miros. Și am zis, pentru cititorul român care vine prima dată în contact cu această temă, să aibă aceste texte fundamentale. Pe care am încercat să le îmbogățesc din lecturi proprii, din alte, alte lecturi, sugestii și așa mai departe. E o antologie care nu se termină niciodată. Am trimis-o la tipar și deja mai am, am adunat încă un sfert de antologie de alte texte. Un nou volum. Și care ar fi zonele pe care le acoperă aceste texte fundamentale? Păi, în primul rând, este discursul, cum spuneam, teologic. Uh, pentru că există o întreagă, uh, întreagă uh, să zic, un adevărat discurs uh, osmologic uh, în teologie, prin metaforele uh, olfactive pe care sunt folosite de, de teologi. Uh, yes, sunt textele filozofice, începând de la Platon uh, până uh, în zilele noastre, Uh, cel literar unde nu există o um, să zicem, nu există o tematică anume și ele servesc, poate mirosurile de obicei sunt, contextualizează mai degrabă, uh, sunt cadre în care se desfășoară o acțiune sau sunt impulsuri sau sunt uh, uh, sau declanșatori de emoție și, și, și Asta se regăsește și în poezie și în, și în proză, psihologia, care. și domeniul științific, pe care recunosc că nu l-am cuprins foarte mult în, în antologie. Oricum, biologia este foarte preocupată de, de domeniu. Dar, însă, tot boom-ul acesta al discursului olfactiv începe, în, începe destul de târziu, chiar în, în, la noi, oricum, suntem în urmă cu totul. Însă. În, în occident începe destul de târziu, prin anii 80, odată cu apariția cărții lui Alain Corban, uh, miasma și uh, mirosul și miasma, cred, nu mai știu cum este, a fost tradus în română și cartea lui uh, Patrick Suskind, Parfumul. Asta, astea au fost cele două cărți fundamentale care au deschis această discuție despre, despre miros. Da. cu um, Parfumul lui Suskind am avut de a face dar e o poveste frumoasă în jurul parfumului acolo, este o, o acțiune bine închegată. Cu cealaltă recunosc că fac parte din aceeași categorie care nu se pasionează în mod special de subiect, dar bănuiesc că aici este, cum să spunem, mai degrabă o preconcepție din zona culturală și faptul că îl atașăm cumva... Zonei accesoriului. Exact. Mirosul și tot ceea ce este legat de el. Dar deci când trecem, de fapt, iartă-mă, când spunem miros, de fapt, ne, primul de îndemână ne vine parfumul. Ceea ce este, cum ai spus, un accesoriu și este, nu este vital. Dar mirosul este mult mai prezent decât parfumul care. Folosești sau nu-l folosești, care și parfumul spune o grămadă de lucruri despre persoana pe care, uh, care îl folosește, despre uh, cultura în care se află, uh, despre uh, deschide, uh, deschide orizontul unor interpretări extraordinar de interesante din punct de vedere sociologic și antropologic. Uh, ce mirosuri sunt folosite, ce mirosuri sunt agreate de anumite, de anumite popoare, ce considerăm agreabil, dezagreabil și toate, toate lucrurile astea. parfumul, adică nu, chiar și o discuție numai despre parfum, deschide într -o, în, în, direcții nebănuite la prima, la prima vedere. Mă gândesc că în momentul în care ne gândim la parfum, ne gândim <coughs> într-o zonă, așa după cum o denumea Platon, după cum spuneai și tu, a plăcutului, adică a plăcerii, a senzației de bine. Exact. <coughs> și atunci, toată treaba asta probabil iar pune subiectul într-o perspectivă a unei opțiuni estetice mai degrabă, decât a unui, așa zis, tip de, cu ghilimele, de seriozitate, problematizare, speculație de nu știu ce fel și așa mai departe dar chiar și accesul la estetică la estetică îi este negat mirosului pentru că începând chiar cu Platon care spune că mirosul nu poate fi nu poate fi așa frumuseții și cu lovitura puternică pe care o dă Kant ulterior, eu dau Kant și, și Hegel, care îl exclud total din, din sfera esteticii, mirosul nu, a, nu are acces la, la, această, la această componentă a esteticii. Însă, discursul s-a modificat semnificativ în ultimii ani, odată cu apariția artelor olfactive. Și aici s-a văzut incapacitatea discursului, discursului tradiționalist. De a decodifica niște opere care problematizează diferit și cu alte instrumente decât cele obișnuite, uh, noi opere uh, care sunt propuse? Da, uh, cred că trebuie să dezvolți într-adevăr un limbaj specific și un mod de a comunica specific cu mijloacea unor obiecte artistice venite din această zonă, recunosc că nu am avut de-a face, deși când ți se vinde un parfum, ți se spune de foarte multe ori cumva în subconștient conștient, că este o operă de artă, este o creație, că acolo este vorba de o implicare nu numai emoțională, ci e vorba de foarte... E vorba de un set de foarte rafinate alegeri, înțelegeri, ale un, într-un anumit fel, ale chimiei, ale legăturilor care se fac între molecule și așa mai departe. Dar se pare că, totuși, treaba asta nu convinge neapărat, și atunci ar trebui, probabil, așa după conștiința inventată, un nou domeniu artistic în care, într-adevăr, să fie suficient de clar accesibilă problematizarea. De tipul nou pe care, sau inedit, mă rog, nu știu dacă neapărat nou, că oameni suntem toți și mirosul este total nostru, așa că n-ar putea să fie ceva cu totul și cu totul nou, sperăm. Nu, dar ne punem în dificultate pentru că nu avem criteriile de apreciere, criteriile estetice de apreciere a unor opere olfactive. Pentru că nu avem, nu avem aceste instrumente, uh, pentru că suntem obișnuiți cu un discurs vizual uh, și. Um, instrumentele prin care uh, analizăm o operă sunt, sunt de obicei cele vizuale, atunci uh, um, contrariază uh, pro noile propuneri estetice. Nu știu, în teatru, de pildă, s-au făcut încercări de teatru olfactiv, sinfonii olfactive, uh, um, instalații olfactive și așa mai departe, însă e... Este în lucru, ca să spunem așa, o estetică care se poată da seama de de acest, de acest nou, nou domeniu, care merge în paralel cu uh, pretențiile sau uh, dorința parfumierilor de a fi recunoscuți drept artiști. Uh, apoi, nu există, un pe lângă vocabular, nu există o critică a, așa, ca, pentru orice operă de artă, există. Critici, avizați și un, și un discurs discurs propriu. Însă, în ultima vreme, de pildă, există revista Ne în Franța, care asta își propune să abordeze parfumeria dintr-o perspectivă estetică, scriind cronici despre parfumuri și tratându-le ca pe niște opere de sine cu creatori, artiști creatori. Care uh, își asumă uh, această, această creație. Oricum, mișcarea asta este foarte, foarte târzie, pentru că abia în ultimii ani, parfumierii sunt recunoscuți drept creatori, sunt puși pe sticlele de parfumuri. Uh, cei de la Frederic Mar, de pildă, ei au fost printre primii care au, au scos în față uh, parfumierul și au creat un fel de bibliotecă olfactivă. Însă, aici e o întreagă discuție. De fapt, când suntem obișnuiți cu opera, în primul rând, cu opera, când vorbim de o operă artistică, cu o capodoperă sau cu un obiect artistic, unul să poată fi uh, tezaurizat, uh, depozitat uh, și uh, evaluat uh, și, și uh, să poată fi... Uh, um, catalogat și așa mai departe. Toate, toate astea fiind foarte greu de făcut pentru că nu există instrumentarul, instrumentarul necesar pentru, pentru asta. Da, e... E, hai să spun, cumva nou ca încercare de tatonare rațională a acestui teren. Adică mi-e greu să văd deocamdată, să-mi imaginez cum ar arăta un moment dramatic vis-a-vis -vis de un parfum sau un moment dramatic într-o simfonie olfactivă sau într-un roman, punctul culminant sau, nu știu, conflictul între personaje sau, mă rog, și așa mai departe. Ceea ce învățăm noi la școală ca fiind anumite metode de construcție în, și de înțelegere a unei opere de artă, în mod tradițional, bineînțeles, așa după cum spuneai și tu. dar rămâne un teren deschis bănuiesc de experimentat și dacă lumea vine fără idei preconcepute prea multe, se pot naște de ce nu revelații. Dar bănuiesc că asta presupune ca mirosul nostru să devină din ce în ce mai antrenat și din ce în ce mai conectat cumva la capacitatea minții de a putea pe baza senzațiilor respective, se dezvolte o conexiune extrem de clară cu idei, concepte, construcții din zona asta și așa mai departe. Ceea ce rămâne, ceea ce rămâne după cum spuneai, deschis ca problemă pentru că în momentul în care te zaurizezi un obiect, el poate fi parcurs în mod obiectiv cumva cu limbajul adecvat de la un cap la altul. Aici, nu prea o senzație, nu știu cum ar putea fi parcursă în mod obiectiv de la un cap la altul, indiferent care ar fi durata pe care ți se oferă, e mai fost, greu să înțeleg. De, de obicei, el a fost asociat, adică limbajul cel mai apropiat sau reprezentarea cea mai apropiată este cea muzicală, când, a fost, când e vorba de, de parfumuri. Cumva au... Pe lângă vocabularul muzical care a trecut în parfumerie, acord, notă, orgă de parfum și așa mai departe, ele au în comun destul de multe. Faptul că sunt evanescente, faptul că sunt, nu, nu sunt puse în cuvinte, faptul că se desfășoară în timp, există așa cum. Și a fost, a fost, au fost alăturate o partitura muzicală și partitura, de pildă, parfumierii vorbesc de o partitură uh, olfactivă care se regăsește în formulă. Uh, dacă e să mergem pe linia tradițională a compoziției de parfumuri, parfumul este compus, uh, acea piramidă olfactivă, ea de fapt este descrie. Uh, desfășurarea în timp a unui parfum cu notă de vârf, de mijloc și de, de, de bază. Ele au foarte multe, foarte multe în comun și cumva noua estetică încearcă cumva să intre, să apeleze la formule estetice deja recunoscute pentru a introduce cumva prin ușa de, din dos uh, arta olfactivă. Uh, de pildă, a fost asociat cu sculptura. Sculptura este recunoscută ca o artă. Și atunci, prin asocierea mirosului cu sculptura, s-a încercat introducerea în uh, mirosului. În, uh, în discursul, uh, discursul artistic și, și estetic, prin muzică, cum spuneam. Uh, sau a fost creată o simfonie olfactivă sau um, o orgă care să, uh, să emită nu sunete, ci mirosuri, uh, dar aici vorbim de un cerc vicios, de fapt, pentru că spunem că nu avem limbajul necesar, deci nu vom înțelege, uh, dar nici nu există o cultură o educație sau dorință de a ne educa simțul mirosului, așa cum există pentru toate celelalte simțuri. În școală, de pildă, nu există în, pentru, pentru copii, nu există un niște ore în care să fie familiarizați cu, cu, cu mirosurile. Există, poate, pentru gust, lucru manual, pentru, pentru simțul tactil, pentru uh, auz, uh, lecțiile de muzică sau văz toate celelalte arte adresate văzului. Uh, atâta vreme când nu, nu există o cultură olfactivă, uh, nici nu vom înțelege un simț care este uh, prezent în egală măsură cu toate celelalte uh, cele simțuri. Și e o privare. E o privare pentru că este un simț pe care îl avem continuu și îl exercităm continuu, dar nu îl conștientizăm. Da, este adevărat. Este foarte adevărat ceea ce spui aici. Știu că parcă stăm totuși vis-a-vis -vis de ceilalți conlocuitori ai planetei, destul de proz la capitolul ăsta, cu, cu mirosul și rafinamentul nostru, din câte mi-aduc aminte, este destul de redus. Paleta de culoare, așa ca să spun cu ghilimele, este destul, destul de mică. Probabil că uh, mirosul uh, este atât de puternic uh, atașat uh, identitarului de orice exact. natura ar fi acesta, încât el este trecut la utilitare. La <gângânt> e și greu, sau? e complicat, e foarte complicat. Iar în momentul în care dezvolți o industrie, cum e cea a parfumului, uh, este greu de identificat dacă acolo este un exercițiu de autoadulare a persoanei noastre. Încercăm să o îmbunătățim cumva, să o facem să pară ceea ce nu este. Iar aici ar putea să fie o treabă legată de ceea ce spuneai tu la început, foarte veche, cu o prezență a Divinului, deci a supranaturalului, a unei, unei dimensiuni a propriei noastre existențe îmbunătățite sau superioare, de ce nu, cu care am putea intra în contact. Și atunci încercăm acest artificiu chimic. Să intrăm în contact cu el cât se poate și să dăm impresia de mai mult, de mai bine. Poate de doar, eu, pentru unii de ideal. Adică și nu e doar asta este. Pe lângă dorința asta de, de a participa la divin, este și dorința, dorința de a șterge urmele corporalității care se manifestă prin mirosuri, prin mirosuri animalice, prin mirosul morții. Dar pentru... și în primării la iar la mijloc, este treaba cu igiena de zi cu zi. Și atunci mirosul pare foarte funcțional, exact. identitar și e greu să-l duci. Ori or te vine cumva, intră într-o zonă mistică, ori într-o zonă super utilitară, ori într-o zonă care ne produce, dacă nu, oroare, groază și așa mai departe. Este o zonă de, pe care preferăm să nu exact. să uităm sau să nu avem de-a face, pentru că, în general, ce începe de la spital încolo ne creează un fel de fior și se termină cu. Cimitir și așa mai departe sau mă rog fiecare cum își dorește dar suntem construiți cultural, asta trebuie să înțelegem și asta de fapt ar trebui să fac o cultură olfactivă să ne, dea, să, ne, să ne facă conștienți de faptul că suntem construiți și în această privință cultural, parfumurile pe care le folosim sunt o amprentă culturală pe care nu o controlăm Uh, nu o controlăm total. Uh, de pildă, spuneai de mirosurile corporale, de fapt, asta este un discurs, un discurs uh, până la urmă, unul de marketing, oroarea asta de mirosul corporal, este uh, uh, pe lângă, nu știu, tradiția, să zicem, filozofico, religioasă, spirituală, încercăm să ne depășim condiția uh, corporală, umană, Acce printr-un printr acces la divinitate, prin intermediul unor parfumuri, care și ele sunt considerate uh, divine. Uh, pe lângă asta, este discursul pur mercantil, pur economic, în care, uh, de pildă, uh, la începutul secolului, când au fost introduse deodorantele, mă rog, s-a început cumva în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, dar foarte puternic în prima jumătate a secolului xx a fost o întreagă campanie de, 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 de blamare a mirosului corporal. Eșecul era exprimat prin și olfactiv. Nu trebuie să miroși urât la serviciu, de aia ești respins social, de aia nu ai prieteni, pentru că miroși urât. Deci trebuie să o să folosești deodorant, trebuie să te speli pe dinți. Au fost, a fost uh, uh, au, au fost inventate cuvinte uh, care cumva acoperă o realitate economică mai degrabă. Promidoza sau uh, halitoza cu această cu aură științifică, tocmai pentru a uh, pentru a crea noi dușmani pe care companiile companiile uh, de, de produse de igienă vin triumfător să le să le înlăture da, dar cum să zic, sunt stării tot așa, cumva obiective de neplăcere cu care avem de-a face și atunci... Neplăcerea este culturală și adică ce era neplăcut în, nu știu, neplăcut, ce e neplăcut acum, nu era neplăcut în secolul al XVII-lea sau al XVIII-lea, de pildă mirosul de mosc, care a fost foarte, foarte prizat în secolul al XVII-lea și al XVIII-lea, Începând cu jumătatea secolului, a, 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 secolului al XVIII-lea, scade pragul, scade pragul olfactiv, toleranța olfactivă, sunt preferate mirosurile florale, cu trecerea, cu ridicarea a, burghezilor, a, mirosurile se, se transformă și ele, se transformă criteriile olfactive, adică nu, e, nu sunt date universale. Se încearcă stabilirea unor universali olfactive, se pare că nu există un alt minus al, 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 al mirosurilor, că nu există universali olfactive. Se pare că mirosul de vanilie, de pildă, este, este, este îndrăgit uh, unanim de, de toată lumea. Însă, în rest, nu există o unanimitate olfactivă. Ok, am înțeles acest lucru, pentru să înseamnă că tot reducând, reducând, reducând sau încercând să ajungem la ceva esențial, uh, anumite semnale pe care le dă corpul ar fi intra care pot fi diferite în funcție de arealul cultural, așa după cum spui tu, uh, ar putea, fi, ar putea fi catalogate drept unele intrând la categoria negativități, care merg până la mirosul descompunerii, unde bănuiesc că iar ne întâlni cu toții, deși nu, e, nu cred că există unanimitate absolută mm. și nici dezaprobare absolută. Mai degrabă uh. degrab e o reacție chimică acolo, pentru că să nu uităm lucrul ăsta. Gustul și mirosul sunt simțuri chimice, ceea ce a făcut și a stârnit și această temere față de, 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 de mirosuri. Uh, mirosul intră în tine, te pătrunde este ca și gustul și toate celelalte se opresc la pragul pielii, la suprafața pielii. Gustul și mirosul, prin gust și miros, celălalt pătrunde în tine. Universul pătrunde în tine. Pentru că îți modifică, te modifică, te modifică chimic sau stârnesc semnale chimice care antrenează întregul, întregul corp. Uh, și mai este, un alt, uh, mai este un alt aspect, ceea ce îl face și la plusuri și la minusuri, este unul dintre cele mai subiective simțuri. Tocmai pentru că se adresează emoțiilor uh, emoțiilor și amintirilor. E foarte important cu ce este asociat un miros. Uh, că spunem, nu știu, dacă ai întreba, cred că în proporție covârșitoare, dacă ai întreba mirosul de, nu știu, zmoală, uh, cum mi se pare cuiva, o să spună că este dezagreabil. Însă, dacă tu ai mers în copilărie cu, nu știu, cu tatăl tău de mână și ai mâncat o înghețată în momentul ăla și a fost cel mai fericit moment din viața ta, ei, mirosul de zmoală poate să activeze acel moment din trecut. Asta este partea cea mai interesantă, că el activează nu doar amintirea, pentru că, de fapt, nu ți amintești, îți amintești lucrurile în detaliu, ci ți amintești context, un context afectiv, ceea ce este foarte important. Deci de asta este foarte important cu ce este asociat un miros, uh, iar judecata lui depinde de această asociere, această asociere emoțională, care este pur individuală. Da, înțeleg foarte bine acest lucru, că în mod paradoxal anumite mirosuri poate e și un miros de abător, dacă nu știu ce... Exact. Revelația ai avut acolo, poate să fie oameni, să se producă o stare de bine și o amintire de neșters la fel. Mirosuri că... plăcute pot fi asociate unei, nepl uh, bine unei înțeles, bine bine înțeles, neplăcute. Bineînțeles, bineînțeles, poți să ajungi până la respingere și la, nu știu ce fel de comportament aberant exact. din zona patologicului și așa mai departe. Dar bănuiesc că cele două categorii sunt universale. Unele plăcute, indiferent care ar fi ele, probabil că un număr suficient de mare ne întâlnim într-o zonă a plăcutului care va urma să fie definită și mirosuri neplăcute, unde era, aceasta urmează să fie, Asta doar de datorită globalizării sau din cauza globalizării, pentru că, al minteri, amprentele naționale sau locale sunt mult mai puternice și um, polii, polii aceștia sunt foarte variabili locale. Da, înțeleg, înțeleg, dar bănuiesc că pentru totdeauna există, mi pe, totdeauna și pentru oricine, oriunde ar fi, există un grup de mirosuri plăcute și unul neplăcute. Nu pot să cred că există oameni care, pe baza mirosului, nu au decât senzații neplăcute sau numai senzații plăcute. Uh, încercam să ajung la două chestii cu caracter general. Adică bănuiesc că oriunde te-ai duce, indiferent de care sunt identitățile și etichetele date mirosul respective, unele sunt plăcute și altele neplăcute pentru ordine. Depinde cu ce sunt asociate. Dacă sunt de pildă într-un trib este mirosul de pește, este asociat uh... okay, dar nu ne da. interesează cu ce este asociat plăcutul acolo sau neplăcutul. Mm -hmm. Diceam, dacă pur și simplu sunt două categorii. Bănuiesc că unele sunt plăcute și unele Exact. Sunt da, da, da. Întotdeauna operăm între două categorii, asta da. 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 Uh, și atunci că tot încercam să bănuiesc că asta este oroarea pe care o are preocuparea, să zicem, de substanță, ca să revenim, să încheiem rama, că am pornit de la filozof cu nas pe sus și la fel să încheiem și tot în, în, în zona asta. Probabil ne putând să tragi niște concluzii cu caracter universal, atunci cer o stare să ne batem capul și probabil de aici și respingerea sau etichetarea de... A, superficial și așa mai departe, a zonei de cercetare legată de, de miros. Păcat că am putea să începem din capătul opus, să ne batem capul și să, da. descoperim, să descoperim lucruri pe care le avem sub nas, ca să zic așa. Da, inclusiv acest volum al tău, care este foarte generos, trebuie spus, în câteva sute de pagini aici, ceea ce mi se pare o muncă extraordinară. Și aș vrea să încheiem pentru că mai avem doar un minut. Spunem, ai vreun text favorit pe care îl recomanzi în mod special, sau oh, toți iubește egal. Cred că toate îmi sunt, îmi sunt. Pentru că fiecare text are o miză, asta a fost, asta a fost pariul meu. Să aibă, ca fiecare text să aibă o miză teoretică. Și atunci mi-ar fi greu să aleg un, unul singur, pentru că, de fapt, e un tablou tablou pe care am încercat să-l conturez. Adică, alegând un text, aș opri doar o parte din acest tablou. Ar fi un detaliu din tablou. Am înțeles. Claudius Firschi e laudat o antologie de texte pentru Nasul Orcui, editura Peter Pan. Încheiem acest dialog cu mulțumiri adusei autorului și cu o recomandare pentru lectură, pentru că pot să vă garantez că o să aveți de-a face cu ceva cu mai mult decât interesant. Încă o dată, tuturor cei care ți răbdarea să ne ascultați până la capăt și sper să o fi făcut în număr cât mai mare. Vă mulțumesc și vă rămâneți pe RFI.